Este vorba despre omul de cultură, Johann Sebastian Bach, și omul de incultură, sau a.k.a. sălbatic, omul sălbatic, sau Bravo, cum sunt acei indios bravos, nu? Din America de Sud, Amazonia, Mato Grosso, nu? Asemenea, chestiuni. Aici se pune problema dacă ar putea fi să fie mai răcoare. Deci vedeți că nu murim încă. Încă nu murim. Adică nu că nu murim, se poate. Oricând, la fiecare și unii se va întâmpla. Uite, eu am o carte, două de fapt, trei chiar să semnalez. Uite, patru. Uite, am luat iară la Lilieci, m-am îndurat. E prostiile lui Sorescu. Aici e ediția completă. Am cumpărat-o cu drag și am văzut ce poate să scoată din capul ăla al lui. No, bun, uite, avem aici 111 romane celebre într-o singură carte. Ruxandra Ivancescu, Ana Popescu. Deci, da, vreau să zic ceva, mi-amintesc. Deci, da, în legătură cu ce? Da, domne, cartea Dacii, o am pe undeva pe aici, am pus-o. Dar ce vreau să zic de cartea lui Constantin Daicoviciu sau Adrian sau cum Dumnezeu îl chema? Că știu că există comuna Daicoviciu în Banat, am văzut. Deci uite ce vreau să vă arăt. Muzica lui George Bălan, temă de meditație filozofică. Uitați ce se scrie în România comunistă. Vedeți? Și aici? George Bălan, mare nume, un muzicolog, nu? Și se pune problema, asta vreau să fac eu și asta fac eu. Deci eu îi povesteam fratelui meu sau pe bandă sau ceva, încă din 2015 am început, după ce am vorbit cu psihologi și în biserică și la teatru și chestii, și muzica mea, de fapt nu e că, cum să zic, eu am o muzică. Deci, unii oameni sunt poeți, da? Sunt poeți și atât. Dar muzica mea, dar eu pe lângă poezie am o dimensiune, o fracțiune de neuron lângă unde este muzica. Și atunci eu vorbesc, n-am nevoie de nimic, nu? Ca și protopsaltul, ca și călugărul în mănăstire, ca și să zicem, până la urmă, compozitorul, nu? Paul Constantinescu, deși eu compus și instrumental, dar vreau să zic că, foarte mult, dar vreau să zic că, și da, religios, deci am o dimensiune în care cuvintele mele sunt cuvinte culturale, de învățătură, religioase, de experiență, de inocență, de tot felul, dar în același timp, pe măsură ce vorbesc, și vorbesc, și vorbesc, și vorbesc, intru în ritmurile lui Dumnezeu și totul se transformă în muzică. Pentru că se pune problema. Cum a început omul să cânte? A treia carte este Dere Popescu și eu am o teză că s-ar putea ca acesta să fie marele scriitor după, bine, secondat de Preda, deci Marin Preda, dar acesta să fie marele nostru prozator postbelic și care a trăit. Nu știu dacă, cred că o fi murit de mai trăiește acum, în 2023. No. Omul ăsta era un fel de fosil, a fost șef la Uniunea Scriitorilor, a fost în comunist, dar nu a fost comunist, nu a fost cu. Deci nu e chestia. Nu, no, vreți să mă băgați în partid? Băgați-vă, bă, și la naziști, dar nu fac ce vreți voi. Înțelegeți? Nu. No. Fiecare om are conștiința sa, are timpul. Uite, poți să fii azi liberal, să faci. Și ce înseamnă că ești homosexual? Sau poți să fii. Uite, frate, eu mă bag în LGBT, dar nu fac treburile alea. Nu le fac. Înțelegi? Am prieteni care sunt în. Nu știu dacă sunt în LGBT, dar care sunt cu mediul ăla de cultură, dar sunt prieteni cu ei, îi iubesc, mă iubesc, dar. Punct. Dacă vrei, uite, ne ducem la Nicula și stăm acolo la mănăstire cât vrei. Dar altfel nu. Lasă-mă în durerea mea în pace, știi? Sau poate ai o ciorbă, ai ceva de dat.
iar ar fi o idee bună, știi? Deci, uite, deci, fac o paranteză, homosexualitatea manifestată gospodărește, știi? Adică, uite, hai să te duc la restaurant, merg acolo doi băieți, doi bărbați, ce or fi, se pun acolo la masă, uite, vezi, îți cumpăr aici ce vrei, ciorbă de potroace sau ciorbă, supă cu găluște, ce vrei la felul 2, uite, vezi, acum e vară, nu mânca prăjitură, nu, ce mai vrei, țigare, ce vrei, nu, nu. Vrei și o bere? Uite, hai că-ți iau una fără alcool, că nu știu. Nu, înțelegi? Dacă nu, vă duceți la biserică, stați acolo pe bancă cu minți, ascultați predica, ascultați vecernia, Dumnezeu ce ascultați, liturgia, uite, a zis Marțea Sfântului Anton, și e totul frumos. Nu vă poate judeca nici Allah, mă. Păi sunteți proști. Păi vă zice că și asta am spus. Ce fac toți călugării și călugărițele? Nu. Și asta vreau să spun, că deci eu am o anumită dimensiune muzicală, îl vedeți pe Schubert acolo cu Tudor Gheorghe în spatele lui. Mă, bun, scuze, aici noi întoarcem cărțile cu inima lui Stalin, știi? Că nu mai o mai avem. Da, asta vreau să spun. Vreau să mă iertați. După aia arăt ultima carte. Tovule, Vaculovski, cel tânăr. Bosule, uite aici o carte care sunt sigur că te va aranja, care sunt sigur că te va interesa, vreau să zic, care sunt sigur că, nu știu, probabil că o știi, poate că o știi, poate că nu o știi, poate că o știi, poate că nu o știi, poate că o știi, nu știu, dar am văzut-o în bibliotecă, lui tata, și special am luat-o de la mine, din cameră de la etaj, să ți-o arăt. Deci, este vorba despre Nicolae Balotă, vezi, este o fel de copertă, ai zice că e negru, dar avem negru, avem numele lui Balotă și al lui Muscu alb, și aici este culoarea un fel de indigo, nu? Bun. Mai știi că era atunci foaia indigo ca să scrii două foi odată. No, bun. Uite ce e aici. Uite ce e aici. Nu știu dacă a fost Balotă închis. Probabil că a fost, dar nu știu. Cartea asta a apărut la editura Dacia Cluj în 1970, nu? Tu îți dai seama. Ei bine, și ce vreau să zic, un aspect foarte interesant, Balotă, uite, spre infernul mic, nu, spre infinitul mic, ei bine, Balotă, comentarii la pagini bizare, deci vreau să spun ceva, dumneata nu știu dacă ai fost la teatru în Cluj, când ai fost student, la română sau la ce ai studiat dumneata, dar dacă te-ai fi dus la teatru, ai avut foarte mult de câștigat pentru că ți-ar fi deschis mintea. Și dacă te-ai fi dus, de exemplu, la cinematograful Arta sau la cinematograful Victoria, eu la cinematograful Republica nu m-am dus niciodată și se spunea că pe acolo umblă șobolani în cinematograful.